Putem începe, da? Bună dimineața tuturor și Hristos a înviat! Stimați concetățeni, astăzi venim cu un raport mai amplu, un raport de analiză în dinamică a situației epidemiologice în Republica Moldova și vreau să menționez că săptămânal vom veni cu analize mai complexe și totodată vom modifica și procedura de comunicare cu reprezentanții mass media pentru a identifica o platformă de a răspunde la toate întrebările pe care le au de clarificare, inclusiv pe aspectele ce țin de prevenire și controlul infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Vreau să vă prezint primul slide și anume să menționez că la momentul actual, într-adevăr, Republica Moldova întreprinde mai multe măsuri de prevenire și de control a infecției COVID-19, dar toate aceste măsuri, aveți posibilitate să vedeți pe slide, au fost inițiate anticipat înregistrării chiar primului caz de COVID pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, prima ședință pe platforma Ministerului Sănătății a Comisiei de Sănătate Publică a fost convocată pe data de 28 ianuarie cu anumite măsuri intersectoriale care au fost determinate, inclusiv măsurile de protecție individuală a personalului medical și nu doar inclusiv și a angajaților poliției de frontieră. Prima ședință a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a fost convocată pe data de 2 februarie, iar cod galben a fost instituit pe teritoriul Republicii Moldova la data de 24 februarie. Codul portocaliu a fost determinat odată cu înregistrarea în condiții de laborator a primului caz de infecție cu COVID-19 și deja în data de 13 martie era instituit cod roșu. În data de 16 martie, Parlamentul declară stare de urgență pe teritoriul Republicii Moldova. La momentul actual vreau să atrag atenție la câteva cifre. Avem înregistrate 2614 cazuri. Este o evoluție din primul caz, deci până la data actuală, care sunt confirmate în condiții de laborator. Totodată, atrageți atenția la curba roșie, acestea sunt prognozele critice care au fost elaborate de către experții Agenției Naționale Sănătate Publică, de comun cu reprezentanții OMS, cum urmează să evalueze situația în Republica Moldova și numărul total de cazuri, aveți posibilitatea să-l vedeți, este de 31.777 de cazuri prognozate, în momentul în care toate măsurile care sunt determinate de prevenire și de control a infecției prin COVID-19 nu ar fi respectate. În condițiile respective, dacă mergem pe implementarea tuturor recomandărilor și tuturor măsurilor care sunt impuse de către Comisia Extraordinară Națională de Sănătate Publică, Comisia Situației Excepționale pe platforma de prevenire și de control a infecției prin COVID, vedeți că situația poate fi ținută sub control, astfel încât la data de 19 mai numărul total al cazurilor ar fi de 5635 de cazuri, comparativ cu acel număr care este prognozat foarte critic, considerăm atât pentru populația Republicii Moldova, dar și pentru sistemul medical. Totodată, din acest slide este foarte vizibil aspectul că toate acele acțiuni care au fost întreprinse au avut un impact pentru a preveni și pentru a asigura controlul infecției COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova. Următorul slide reflectă incidența COVID-19 la 100.000 de populație. Sunt niște indicatori care sunt utilizați pe plan internațional și are posibilitate ca să reflecte un element așa comparativ a Republicii Moldova în raport cu alte state și vedeți de fapt cum se amplasează Republica Moldova. Reieșind din acele 2614 cazuri absolute, incidența este de 75 de cazuri la 100.000 de populație și totodată din slide este reflectată amplasarea, cum am menționat, determinată în situații cu alte state vis-a-vis de această incidență.
Mortalitatea prin COVID la 100.000 de populație, comparativ cu alte state, este mai mică în Republica Moldova și ea reprezintă 2 decese la 100.000 de populație într-o perioadă determinată de timp. Totodată, rata fatalității, iar și următorul slide, el reprezintă proporția dintre persoanele care sunt bolnave și nemijlocit confirmate prin COVID-19 și numărul de decese care sunt provocate de această maladie. Și iarăși aveți posibilitatea ca să vedeți că rata fatalității este mai scăzută în Republica Moldova în comparație cu alte state, inclusiv și din spațiul european. Pe slide-ul respectiv avem vizualizat incidența prin COVID-19 la 100.000 de populație în dependență de teritoriile administrative corespunzătoare. Și eu atrag atenția dumneavoastră la câteva momente, și anume cele mai afectate teritorii sunt Ștefan Vodă, Glodeni, Soroca, Iedeneț, Fălești, Chișinău. Și, de fapt, aceste teritorii administrative reprezintă 60% din totalul de cazuri care sunt înregistrate în Republica Moldova. Este un slide care, de fapt, denotă inclusiv care este incidența prin COVID și în municipiul Chișinău, care, ca și teritoriu administrativ, include un număr impunător de populație și vedeți că în cazul dat au fost raioane care au fost afectate mult mai mult comparativ chiar cu alte municipii. În continuare, să-l rog pe colegul meu să vină cu prezentarea următoarelor slide cu o prezentare mai detaliată ceea ce ține în general de distribuția săptămânală vis-a-vis de aspectele statistice care vor fi analizate mai în profunzime. Bună dimineața! Cum a menționat și doamna ministru chiar din primele slide-uri, deci chiar dacă avem acum un ritm de creștere lent, aceasta nu înseamnă că escaladarea situației nu poate avea loc. Și din slide-ul pe care îl vedem, putem observa că avem o rată de creștere cu 1,35% față de săptămâna trecută. Deci dacă săptămâna trecută am avut înregistrate 798 de cazuri, săptămâna aceasta avem 810 cazuri. Acest ritm de creștere este unul menținut și chiar pentru datele similare, cum ar fi luni și marțea trecută față de lunea și marțea înregistrate săptămâna aceasta, avem o scădere de 35%, ce putem conclude că câteva din măsurile implementate au avut un succes, dar aceste măsuri trebuie implementate și trebuie susținute la nivel de comunitate pentru controlul infecției COVID-19. Distribuția în timp a testelor efectuate. La moment avem 14.055 de probe efectuate în total, dintre care 12.203 persoane au fost investigate cu o singură probă de laborator, ceea ce ar însemna că 1.852 de probe sau de teste au fost efectuate repetat. Menționez pentru toată comunitatea că persoanele sunt investigate de mai multe ori, în cadrul că a fost confirmat de laborator, acesta este plasată sub tratament, și indicate alte teste. În medie, acestea prezintă practic per persoană 3 teste, dar în unele cazuri acestea pot fi investigate de câteva ori, până chiar 6, 7, 8 ori. Rata de confirmare pentru cei suspecți este de aproximativ 20%, ceea ce ar însemna, spre exemplu, dintr-o 100 de persoane investigate, suspecte la COVID-19, 20 dintre ele se confirmă. Ce ține de ponderea și distribuția cazurilor după vârstă și gen de COVID-19 în Republica Moldova în perioada de la primul caz până la data de 21 aprilie, rata de contagiozitate este de 2,6. Iarăși menționez ce ar însemna aceasta. Rata de contagiozitate este atunci când o persoană poate infecta, o persoană confirmată de laborator poate infecta mai multe persoane. Și anume, în condițiile Republicii Moldova, aceasta poate infecta de la 2 la 3 persoane sau mai precis 2,6.
Odată cu implementarea măsurilor de sănătate publică, rata de contagiozitate scade și va fi ajustată din nou și aceasta ar duce la o limitare și control a infecției pe teritoriul Republicii Moldova. Perioada de incubație medie este de 6 zile. Aceasta ar însemna că o persoană de la infectare sau de la pătrunderea virusului în organism până la apariția simptomelor este de 6 zile. Cu toate că intervalele minime și maxime sunt de la 2 la 14 zile. Dar totuși majoritatea persoanelor manifestă simptomele de la infectare în timp de 6 zile. Vârsta medie a celor afectați este de 47 de ani. Și cel mai des este afectat sexul feminin în 58% din cazuri și mediul urban, acesta reprezentând 56% din totalul de cazuri. Totalul de cazuri de import este de 5% și din numărul de cazuri absolute ar fi 133 din 2614 cazuri. Din distribuția pe care o avem la ecran, vedem că toate grupele de vârstă sunt afectate și vin cu un mesaj către populație că toți dintre noi sunt susceptibili la infectarea cu COVID-19. Chiar avem și cazuri înregistrate la copii cu vârsta de până la un an. O rată mică există și a persoanelor până la vârsta de 20 de ani. Totuși, toate cazurile, majoritatea cazurilor sunt persoanelor de vârstă medie și vârstă înaintată, acestea reprezentând practic peste 70% din total. Ce ține de decese? Decesele au o vârstă, persoanele decedate au o vârstă medie de 67 de ani. Și preponderent este afectat și sexul masculin, dar practic în aceeași măsură ca și sexul feminin. Asta ar însemna că și bărbații și femeile au o distribuție practic similară. Un alt moment important este ce ține de afecțiunile cronice pe care persoanele deja le au. Din toate decesurile, practic 98% au avut cel puțin o comorbiditate sau o afecțiune cronică, iar 51% din ele au avut două și mai multe. Asta ar însemna că persoanele cu afecțiuni cronice sunt preponderent afectate de infecția COVID-19, și anume, afecțiunile cardiovasculare sunt practic 80% sau 8 din 10 din cei din decedați au avut o afecțiune cardiovasculară. Diabetul zaharat de asemenea reprezintă o problemă și 30% din decese au fost înregistrate cu persoanele care aveau diabet zaharat. Alte afecțiuni respiratorii cronice 25%, afecțiuni renale 20% și afecțiunile hepatice 11%. Dacă vom analiza figura de la ecran, putem observa că majoritatea cazurilor de deces sunt înregistrate la persoanele cu vârstă de peste 60 de ani. În același timp, avem decese înregistrate și la vârste puțin mai tinere sau în categoriile de vârste de 20, 29, 30, 39, ceea ce ține că practic toți dintre noi credem că suntem avem o protecție față de infecția COVID dacă suntem mai tineri, totuși mesajul este că fiecare dintre noi este susceptibil și poate fi infectat COVID-19 și cu consecințe grave asupra stării de sănătate. Personalul medical afectat în Republica Moldova constituie 2 din 10 persoane, deci 2 din 10 persoane infectate sunt din sistemul medical. Cu regret, în total sunt confirmați de laborator 635 de lucrători medicali cu infecția COVID-19. Și anume, asistentele medicale sunt afectate în 42%, personalul auxiliar 30%, medicii reprezintă o pătrime sau 26%. Avem și cazuri înregistrate în funcțiile de lucrător medical ca farmacist.
proporția lucrătorilor medicali după tipul acordat de servicii medicale, sigur că este afectat cel mai mult preponderent asistența medicală spitalicească în 60%, asistența medicală urgentă în 26% și asistența medicală primară 8,7%. Restul serviciilor sunt afectate, dar mai puțin, cu câteva unități de procente. În total, avem vindecați la zi 560 de persoane sau 21,4% din toți cei afectați au fost vindecați și acestea sunt în 60% persoanele de sex feminin și 40% sexul masculin. Distribuția persoanelor vindecate după grupele de vârstă reprezintă practic aceeași distribuție ca și a persoanelor afectate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și am vrea să venim cu anumite precizări în contextul prezentării care a fost efectuate. Cu adevărat am văzut că sunt pasibili de infectare absolut toți cetățenii, indiferent de vârsta acestora, dar totodată din analiza care a fost prezentată se denotă că măsurile care au fost întreprinse sunt efective, pentru că s-au pus accente în mod special pe anumite grupuri de risc și am văzut de fapt cum sunt afectate aceste grupuri de risc și sub aspect de vârstă și sub aspectul maladiilor cronice de care suferă atunci când vorbim și de îmbolnăvire, dar în mod special și de decese. Iarăși aș vrea să atrag atenția asupra unui element. Până la data de astăzi, datele statistice care au fost prezentate reflect situația pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și din regiunea din stânga Nistrului. Vorbim inclusiv de cazurile înregistrate, vorbim și de decesele care au avut loc. Dar cunoaștem că începând cu ziua de ieri, în regiunea din stânga Nistrului a fost activat un laborator, context în care pe platforma Biroului de Reintegrare și cu participarea OMS-ului vom determina cum vom reflecta în continuare și vom veni aici cu anumite detalii, datele statistice veridice, pentru că vorbim de acuratețea datelor respective de care răspundem și care reflectă pe ansamblu situația pe teritoriul Republicii Moldova. Și doar o precizare, pentru că a menționat colegul vis-a-vis de numărul de cazuri tratate, ca rezultat al testelor care au fost prelucrate pe parcursul zilei de ieri, avem externate încă 55 de persoane care sunt tratate, ceea ce vorbește despre funcționalitatea sistemului și dedicația acestui sistem pentru cetățenii Republicii Moldova și le mulțumesc sincer personalului medical pentru tot ceea ce fac în prevenirea, dar și în lupta cu COVID-19. Noi vă mulțumim foarte mult și o zi frumoasă în continuare și sănătate tuturor!